Am convocat această ședință și am convocat-o în interesul județului nostru. Pe data de 1 iunie, adică miercurea trecută, ne-au venit aprobările pentru decalarea termenelor pentru două proiecte europene. Este foarte important să aprobăm aceste două hotărâri, altfel dăm toți banii înapoi care am luat la înapoi în Uniunea Europeană. Și eu cred că am făcut ceea ce trebuie. Miercuri mi-a venit aprobarea, miercuri am convocat ședințele, am convocat Consiliul, am făcut ședințele de comisii bine și puteam să pun într-adevăr luni ședința, dar am gândit că este a doua zi după alegeri și toată lumea este obosită și am considerat că astăzi este ziua cea mai corectă de pus ședință. Și toată lumea e fericită și nu vine. Încă o dată vă mulțumesc că ați venit. Lumea fericită nu vine. Poftiți? Și lumea fericită nu vine la ședință. Toată lumea fericită nu vine la ședință. Da. Deci eu sunt surprins că ceilalți consilieri județeni nu au venit astăzi la ședință, pentru că nu avem pe ordinea de zi probleme care sunt în interes personal sau știu, între cuiva. Sunt probleme ale județului. Astăzi mi se pare că e o întâlnire, nu știu unde la București. Vă propun să începem o ședință prin aprobarea ordinei de zi. Și mâine ăștia de aici. Mulțumesc. Împotriva. Ține, deci unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul 1, ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare publice din data de 18 aprilie 2016 a Consiliului Județean. Dacă sunt puncte de vedere în legătură cu acest proces verbal. Dacă nu sunt, vă supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva. Abține. Deci unanimitate. Procesul verbal din data de 18 aprilie a fost aprobat. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare publice din data de 18 mai 2016 al Consiliului Județean Giurgiu. Dacă sunt puncte de vedere, dacă nu sunt, vă supun la vot procesul verbal, aprobarea procesului verbal. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? O abținere la 2.400. Ați fost absent. Mulțumesc. Deci, cu 17 voturi pentru și abținere, procesul verbal a fost aprobat. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului propriu de venituri și cheltuielilor județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2016. Domnul Matei Cătălin, președintele Comisiei Energie și Finanțe. Aviz negativ. Domnul Dobrota Viorel, secretarul Comisiei Urbanism. Aviz pozitiv. Mai tare. Favorabil. Mulțumesc. Doamna Florentina Stâncurescu. Rectificarea bugetului propriu se referă la modificarea în principal a bugetului Teatru Vianu pentru continuarea sau pentru lucrări de reparații la sala mică, care nu au fost prinse în proiectul inițial de reparații care se desfășoară la teatru. Mulțumesc. Vă fac câteva precizări. Știți că era aproape pe final execuția lucrărilor la teatru. Rămăsese în afara acestui obiectiv, un singur sala mică rămăsese în afara acestui proces de modernizare. Și pentru că exista acolo un contract semnat în anii anteriori. Pentru că s-au lămurit problemele cu acel contract, în sensul că a devenit caduc, nu mai poate fi pus în executare, m-am gândit la solicitarea directorului teatrului să alocăm o sumă de 3.710.000 de lei ca să modernizăm și această sală, în ideea de a schimba scaunele, scena, de a face o... este păcat. Modernizăm tot teatrul și să lăsăm sala mică
cum era la noi. A doua rectificare care am făcut-o aici se referă la sumele necesare pentru premiera olimpicilor. Da? Și încă o rectificare pe care am făcut-o se referă la asigurarea sumelor necesare până în executare acordului de asociere cu Colectiv de Al. S-a terminat de intersecția de la Colectiv de Al și conform asocierii trebuie să ne onorăm datoria față de ea. Dacă mai sunt întrebări. Deci n-am modificat structural acest buget, să ziceți că am schimbat ceva dintr-o parte într-alta și că vine, va veni viitorul președinte, va fi pus în dificultate. Nu. Deci sunt niște mici modificări puse necesare pentru funcționare. Dacă sunt întrebări.